Întâlniri cu prietenii. Întâlniri cu prietenii. La întâlniri cu prietenii, bună seara, dragi prieteni, dragi radioascultători, vă salută Elena Vorotneac, ca de obicei în zilele de marți, Uniunea Națională a Studenților și Tineretului din Moldova, în parteneriat cu Radio Vocea Basarabiei, lansează diverse subiecte și de data asta o să vorbim, o să aflați cine a făcut zilele astea turul Europei și a făcut cercetări serioase, dar serioase, așa la maximum spus. Am să-i numesc oaspeții mei, este nu pentru prima dată oaspetele nostru Violeta Popovici Bujor, ea este manager de proiecte și desigur specialist principal la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. Salut, Violeta! Salut! Pentru prima dată la noi în redacție este doamna Tatiana Comendant, exact, și e profesoară la Liceul Teoretic Vasile Alexandriu. O să ne povestească și ea ce este cu acest tur al Europei. Bună seara! Bună seara! O avem invitată, o profesoară, mulți o cunosc, probabil pentru realizările sale, Violeta anterior mi-a povestit, poate o să-mi spuneți și dumneavoastră. Este vorba de o profesoară la Liceul Teoretic Prometeu, Victoria Pila, profesoară de istorie. Bună seara. Bună seara. Și o elevă care a făcut acest tur al Europei, elevă la Liceul Teoretic Ion Creangă în clasa 10-a, Daniela Odobescu. Bună seara. Bună seara. Violeta, am să te întreb pe tine, în ce a costat acest tur? De unde vine ideea și ce țări ați vizitat voi? De fapt, este proiectul prin educația auto și intercunoaștere spre competențe, spre lumea cunoașterii. Este școala Altair, deja copiii, foarte mulți copii cunosc Altairul și care se realizează anul trecut pentru prima dată, s-a deschis porțile și am mai zis-o, la fel la radio, în spațiul în Europa, unde am fost. Este un proiect care am planificat acest tur sau zic școală de primăvară încă din anul precedent și anume în Franța, fiindcă a fost și anul trecut un proiect realizat cu succes. Dar nu numai țara, Franța, da, ați vizitat-o. Franța a fost obiectivul final, mm-hmm. Dar deci a fost Chișinău, Paris, turul. Da, așa este, Paris. Dar am cercetat mai multe orașe, zic, din Europa, inclusiv, dacă le denumesc, Cracovia, Bruxelles în Belgia, Dresden în Germania, Parisul, Budapesta, fiindcă Budapesta, noi suntem îndrăgostiți în Budapesta, și copiii au făcut diverse cercetări. În fiecare an, în cadrul școlii Altair, diferite generice sunt. Anul acesta am hotărât să cercetăm fiecare țară. Uh-huh. Copiii au cercetat, au lucrat asupra și mai lucrează, fiindcă proiectul, de fapt, turul am finisat, dar proiectul de cercetare continuă. Astăzi, uh-huh, de exemplu, a fost prezentat un grup, a finisat cercetarea. Următoarele zile alte grupe vor arăta cercetarea care a făcut-o în diferite țări. O să vă zic mai mult. Da, am să o întreb, da, pe eleva noastră, dar vreau să o întreb pe doamna profesor de la Prometeu, doamna Pila, în ce a constat această cercetare? Și dumneavoastră, cred că istoric, mult mai mult v-ați implicat în activitatea respectivă. Da, desigur. Pe mine m-a intrigat, în primul rând, sloganul acestui proiect, construim poduri și nu cetăți. Adică încercăm să stabilim niște legături. Evident, această intrigă am transmis-o și elevilor mei și acesta a fost sloganul care ne-a motivat să mergem în această călătorie. Pentru mine, ca istoric, a fost o experiență de nedescris. Pot spune că am realizat circa două treimi din visele mele și din cunoștințele pe care le-am transmis elevilor mei, deci ce am reușit să vedem pe viu. Chiar puteți să-mi spuneți exact, ca profesor, nu le-ați pus, iată, pe hartă, vedeți țara respectivă, în ce costă, care sunt minunile, hai să zic, arhitecturale sau alte momente importante în studiile pentru elevi, dar v-ați dus la fața locului și ați spus, uite, puteți să atingeți, asta este monumentul cu tare sau pictura respectivă, admirați-o, e real.
Așa este, vreau să zic că elevii mei sunt deja în clasa 8-a, sunt implicați în proiectele școlii Altair din clasa 5-a, dar această experiență a fost una cu totul și totul deosebită, deoarece au avut posibilitatea să cerceteze pe viu, să facă comparație între stilurile romanic și gotic, ceea ce pentru mine este o, zic încă o dată, o experiență de nedescris. Au avut posibilitatea să admire și Castelul Wawel din Cracovia și Grand Place din Belgia și superba catedrală Notre-Dame, ceea ce nu-ți poți realiza o asemenea călătorie doar în vise, cred că poți. Daniela, pentru tine, ca profesor, ce a... Mă scuze, Daniela, pentru tine ca elevă, Odobescu, da? Ce a contat în această plecare? Ai avut emoții până a te porni? Sau a corespuns cu așteptările tale ce ai văzut acolo? Pot să spun că au fost 9 zile de basm. Așteptările mele au fost mult mai mici, însă am realizat mult mai mult decât ce mi-am planificat de acasă. Nu pot să spun că am avut mari emoții, însă au fost, pentru că am pornit în acest tur singur, nu știam pe nimeni, însă cunoșteam școala Altair, care mi-a fost alături și vara, și știam, eram sigură că va fi ceva minunat, ceva feieric. De unde ai aflat despre această plecare și această posibilitate de a face o cercetare pe viu? Am aflat împreună cu mama pe site-ul eveniment.md, care l-am accesat destul de des, pentru că știm că acolo vedem diverse proiecte în care este implicată școala Altair. Tu ce ai descoperit nou? Eu am descoperit aproape totul nou. Dar cel mai mult ce te-a impresionat? Cel mai mult, de asemenea, Catedrala Notre-Dame, ce nu o putem descrie din ce citim în manuale. De asemenea, Universitatea Sorbona, de asemenea, din Paris, care este, cred că, un vis al fiecărui licean să ajungă acolo. Și foarte multe lucruri, cum sunt cetățenii, cum este poporul acolo. Da, cum gândește. Doamna comendant, a fost greu să sau ușor să vă decideți să mergeți cu o echipă de câți elevi, apropo, și cum te v-ați decis să mergeți la noastră? Este pentru prima dată, nu? Da, într-adevăr, este prima dată când m-am decis să plec într-o, hai să zicem așa, o călătorie atât de lungă. Pentru mine 10 zile. Și responsabilitate mare aici, cred că este. Da, și responsabilitate mare, dar... Nu-mi pare rău deloc. Până acum am studiat, ca fiind profesor de geografie, am studiat doar teoretic, nu am avut o astfel de ocazie. Acest proiect mi-a trezit încă o dată un anturaj total diferit, o lume nouă, obiective turistice pe care visam să le văd, într-adevăr. Ajungând la fața locului, am venit acasă cu niște impresii extraordinare, cu niște impresii de nedescris. Pentru mine a fost un vis să văd Parisul. Parisul, într-adevăr, este un oraș. Bine, vorbim numai partea pozitivă, dar cred că ați avut și probleme. Doamna Popovici Bujar, care au fost problemele majore și cum ați ieșit din situație? Cel mai interesant că noi am întrebat astăzi pe copii dacă văd probleme, ce ar dori să schimbăm, să facem mai bine proiectul. M-a bucurat foarte mult, copiii nu au avut nicio problemă, le-au plăcut absolut totul. Desigur că în spatele acestui proiect este o muncă enormă din partea profesorilor, celor care coordonează proiectul și... Până se începe acest tur, pot să zic că au fost mai multe probleme. Una din probleme este obținerea vizelor, fiindcă noi fiind o țară care încă nu putem să mergem în spațiul Schengen cu pașapoartele noastre, desigur că este destul de complicat și mai ales că foarte mulți părinți sunt peste ocotare, declarațiile, procurile, deci asta este o problemă. O altă problemă este formarea echipei. Fiindcă profesorii care sunt implicați în proiect trebuie să fie niște profesori competenți în primul rând, cunoașterea limbilor străine trebuie să le cunoaștem. Noi, de fapt, suntem profesori, dar trebuie să ne facem și ghid, să fim și ghizi foarte buni, fiindcă și ca profesor de matematică nu m-am gândit niciodată că am să pot să fiu un ghid, zic eu, nu.
mă rog. Ai fost nevoită să studiezi, cred că, anturajul. Da, așa este. Și am avut norocul să avem o echipă extraordinară. O echipă, într-adevăr, care numai din priviri ne înțelegeam și deja știam ce trebuie să facem și cum să facem. La vamă, cum v-ați descurcat? Cunoașterea legislației trebuie să o cunoaștem neapărat, în afară că cunoaștem pedagogia, psihologia, legislația. Fiindcă a fost foarte complicat, am trecut prin momente destul de grele, eu zic, dar mă bucur foarte mult că iarăși și-am zis fiecare problemă care a apărut este o lecție învățată pentru noi și copiii au fost foarte receptivi, foarte... Revin la întrebare, vama, cum ați trecut-o? Da, de vama asta vreau să zic, trebuie să cunoaștem legislația, fiindcă dacă... Dar chiar și dacă cunoașteți legislația, oricum... Păi dacă nu cunoșteam, de exemplu, mi-a zis că cu declarația copilul fiind cu pașaport român, declarația din Republica Moldova nu este valabilă. Așa. Dar v-ați confruntat cu anumite probleme. Da, am știut convenția de la Haga și am zis, scute, este convenția de la Haga, declarația din Republica Moldova este valabilă și nu trebuie să... Și atunci... Nu cunoaște nimic, dar desigur că am avut niște probleme. Am stat spre nefericirea noastră și nenoroc cu 6 ore la vamă și mai mult de 6 ore. Dar ok, am momentele, cred lume, că știți, momentele pozitive au eclipsat pe cele negative, nu? Când am revenit în Moldova, da? Organizarea timpului și al grupului, fiindcă niciodată nu mi-am putut închipui și chiar asta era și problema cea mare când ne-am pornit, mă gândeam cum o să reușim noi cu un grup de 40-50 să mergem într-o țară atât de mare, Parisul, dar știți că am reușit, asta datorită fiindcă a fost o echipă și copiii inclusiv și atât și profesorii, vă închipuiți 40, să intrăm în metrou împreună, 40 coborâm din metrou, 40 mergem Sacré-Cœur, Sorbona și etc. Toate. Și o experiență. Asta se datorează experienței profesorilor care lucrează deja în echipă și nu de un an sau doi. Dar de câți? Altairul de 20 de ani, care de 20 de ani, care de 2, care de 3, care și cum profesori. Cunoașterea limbii străine este un problem. Da, Daniela, vreau să te întreb pe tine, ca elevă, cum te-ai descurcat cu limba străină? Avem norocul de așa elevi care cunosc limbile străine. Limbele străine, am observat, limba engleză este mult mai populară, chiar și în Europa. În Franța tot am întâlnit foarte multe persoane care vorbeau limba engleză și cu ajutorul căreia ne-am descurcat foarte mult. Adică elevii care au participat, de asemenea, și profesorii vorbeam engleză. Doamna Pila, pe dumneavoastră franceză, cum v-a ajutat? M-au ajutat mult cunoștințele de franceză, mai mult ca să văd Parisul decât să discut cu populația de acolo, pentru că am constatat un pic dezamăgită că franceza pe care am făcut-o eu cu ardoare la școală nu mi-a fost de folos într-o Franță care este o Franță multiculturală, este o Franță multietnică și chiar multirasială. Deci pentru mine a fost un pic șocant, ca și pentru elevii mei, să văd atâtea fețe de toate culorile, dacă îmi permiteți această metaforă, care vorbește în toate limbile, deci un amalgam de popoare care nu mi le-am imaginat niciodată că pot să le văd eu pe stradă și să le aud vorbind. Deci, repet, franceza noastră se deosebește foarte mult, din păcate, de franceza pe care o vorbește populația acolo. Cred că, ca și noi și ei, mai scurtează cuvintele, mai au unele abrevieri, probabil, pe care le utilizează, dar vreau să zic că engleza m-a ajutat, deși engleza a fost a doua limbă studiată de mine, engleza m-a ajutat foarte mult în acest tur al Europei. Deci este o constatare că limba engleză este foarte utilă. Franceza trebuie învățată pentru cultură, pentru suflet, dar engleza trebuie învățată pentru comunicare, pentru că este în vogă și noi trebuie să fim în pas cu tot ce este nou. Da. Nu avem încotro. Doamna Tatiana, dumneavoastră, cu ce concluzie ați revenit din acest mare tur al Europei? În primul rând, trebuie de studiat limbile străine și principiile și valorile europene trebuie implementate și la noi în țară cât mai curând. Cum v-au primit? Eu știu, cei din Franța, din Germania, din... Foarte bine. Sunt, în primul rând, receptivi. Unde am avut nevoie de un ajutor, ne l-au acordat. Întotdeauna ne-au ajutat, chiar și cu
harta, chiar unele persoane au fost și un ghid. Doamna Bujor, dar știu că nu ați mers cu ochii închiși acolo, ați mers ceva cu timp mai înainte, ați statonat terenul și după aceea v-ați pornit la drumul mare. De fiecare dată astfel de proiecte nici nu se discută, simularea proiectului. Anul trecut am făcut un traseu care deja știam Budapesta. Noi, Parisul, nu mai zicem că ne simțim ca la noi acasă, deja știm traseul foarte bine. Într-o zi am reușit foarte mult să realizăm, mai multe decât anul trecut, asta ne-a curat foarte mult. Bruxelles nu a fost cercetată anul trecut de noi, de aceea un grup de profesori am mers la Bruxelles și am făcut simularea proiectului, am văzut obiectivele turistice care sunt cele mai importante și care am dorit să le cunoască copiii și le-au cunoscut. Daniela, tu ce mai vrea să vezi? La anul, de exemplu, dacă ai avea posibilitatea să mai mergi. La anul, dacă voi mai avea posibilitatea să merg, aș vrea foarte mult să văd orașele din Austria, care noi am traversat, să spunem, Austria și am văzut-o doar pe geam și ne-a impresionat foarte mult pe toți cei care o priveam din autocar. Dar prin ce te-a captat? Prin arhitectură Austria sau prin ce? Austria ne-a captat și prin arhitectură și prin... Nu puteam vedea multe de pe geam, însă noi observam că este... liniște, este curat, este un oraș, sunt orașe ordonate, sunt orașe foarte frumoase. Doamna Victoria, dumneavoastră, cu ce concluzie ați revenit și poate v-ați dori pentru anul viitor să mai modificați? Sau pentru elevii dumneavoastră, ce v-ați dori? Desigur, aceste impresii pe care le-am adus noi din călătorie, le-am transmis și colegilor noștri, le-am transmis prietenilor noștri, le-am transmis rudelor noastre. Evident că mi-aș dori să mă implic și în alte proiecte organizate de către Altair. Aștept cu nerăbdare aceste proiecte și chiar vreau să mă implic activ. Evident că mi-aș dori foarte mult să văd Strasburgul și sunt conștientă de faptul că nu putem să modificăm traseul de fiecare dată, deoarece de fiecare dată vor fi noi și noi copii antrenați în acest proiect. Sper să mă transform într-un ghid, să zic așa, al grupului pentru ulterioarele noastre călătorii. Aceasta mi-a lipsit probabil cel mai mult și chiar de multe ori îmi venea să iau microfonul și să încerc să explic anumite lucruri. Deci asta este o rezervă a mea, să zic, și mi-aș dori foarte mult să fiu este ghid pe viitor. Proiect. Da, da, mi-aș dori cu adevărat. Dar care a fost reacția părinților? Doamna Tatiana. Mai bine întrebați-o pe Daniela, că astăzi la ședința care am făcut-o a venit și mama Danielei. Uh-huh. Și chiar am întrebat-o cum s-a simțit maica ta. Mamica s-a simțit foarte bine. Chiar dacă a mers și ea? Nu a mers, dar a fost acasă. Astăzi a fost prezentă la adunarea care am făcut-o la ședință. Dar ea s-a simțit foarte bine, chiar și dacă eram la distanță de 2500 de kilometri, însă era la curent cu tot ce faci tu. Cu tot ce facem. Puteam vorbi atât pe internet cât și pe telefon mobil. Și era foarte bine și ea se bucura cu atât mai mult că eu eram fericită în acele clipe. Eu vreau să zic că părinții elevilor mei au călătorit în ghilimele împreună cu noi, din traseu în traseu, ne urmăreau foarte des pozele, am avut acces la internet practic tot drumul, de aceea ei știau exact unde suntem cazați, ce am vizitat. Vreau să zic că atunci când părinții sunt deschiși spre colaborare, atunci copiii sunt altfel și poți realiza proiecte frumoase cu ei. De aceea mulțumim chiar părinților care au fost atât de deschiși pentru acest proiect. Doamna Bujor, ați făcut așa o călătorie mare, ați făcut niște cercetări. Care este următorul pas? Pentru că m-ar interesa finalitatea acestui proiect. Proiectul de primăvară. Da. Deci copiii reușesc să cercetez, dar cel mai important, de fapt, obiectivul care a fost, noi vrem să schimbăm Republica Moldova, schimbarea vine de la noi, în primul rând. Mentalitatea, da? Așa este. Inclusiv și eu. Eu revin de fiecare dată din astfel de proiecte și de fiecare dată mă simt și eu altfel și parcă și mai bună și mai... fiindcă văd lumea foarte bună. Și lumea știe, sau cel puțin tineretul știe spre ce să aspire. Așa este. Noi facem pentru copii, dar totodată schimbarea vine și în noi. Astăzi am primit niște răspunsuri de la copii că când au revenit în Moldova au simțit o schimbare în ei.
m-a bucurat foarte mult lucrul acesta, fiindcă asta este, trebuie să ne schimbăm noi. Desigur, în acest proiect, chiar dacă și-a fost un drum destul de lung, vreau să zic, am mers în autocar, când ne dăm seama, am făcut câți kilometre? 5.700 de kilometre. Da. Extraordinar. Vă închipuiți. Dar în tot acest timp, noi am dat într-o parte toate problemele noastre, am luat cărți, am citit cărți și este ceea ce... Și noi am învățat să fim mai toleranți, să promovăm valorile naționale și să ne mândrim prin faptul că suntem din Republica Moldova. Așa este. De ce le-ați povestit străinilor despre Republica Moldova? Că este o țară mică, dar cu valori naționale. Vor să vină la noi? Este o țară frumoasă, că avem ce promova, exact. Noi avem turism, noi avem obiective turistice pe turești. I-ați convins să vină la noi? Sper că da. Ce urmează? Care este următorul traseu, doamna Abujor? Următorul școala, desigur că școala Altair este școala unde se petrec activitățile în vacanță, în cadrul vacanței. Următoare vacanță, cea mai mare, este vacanța de vară și, ca de obicei, copiii se odihnesc la mare, la soare. Se deosebește foarte mult proiectul de primăvară, toamnă, iarnă cu cel de vară. Fiindcă dacă aici este cercetarea țării, a orașelor, cultura... Ați făcut și interdisciplinaritate. Ați combinat istoria cu geografia, cu științele culturale și așa mai departe. Data viitoare ce veți face? În școala de vară o să... De obicei și eu o să facem, o să continuăm cu aceeași, în primul rând, matematică competitivă, fiindcă asta este principalul, și restul proiectelor care s-au cercetat și le-am realizat. Management și elaborarea proiectelor, cheie succesului, minifirma, etc. Am înțeles. La final de emisiune, cu păcate... Din păcate, timpul nostru s-a scurs și poate altă dată o să discutăm mai detaliat această călătorie și următoarele călătorii care le veți avea. Peste de 30 de secunde fiecare aștept câte un mesaj către radioascultătorii noștri. Doamna Pila, ce le spuneți? Da, le spun ascultătorilor să facă tot posibilul să nu investească în gadgeturi moderne, dar să investească în călătorii, pentru că aceasta le oferă niște impresii de neuitat. Daniela, tu ce spui? Eu sugerez tuturor prietenilor, colegilor mei și tuturor care ne ascultă acum să călătorească, pentru că scopul fiecărui om, eu consider că trebuie să viziteze cât mai mult, pentru că odată ce vizităm ceva nou, descoperim și ceva noi. Și data viitoare merge și mai mică cu tine, nu? Da, mama mea. A promis, da? Da. Violeta? Eu pot să zic că că aceste proiecte care ne oferă și posibilitatea să ne schimbăm noi, în primul rând, să promovăm Republica Moldova, că este foarte frumoasă. În drum, când am intrat în Republica Moldova, am simțit un alt aer. Este foarte bine acasă, cu toate că și țările sunt foarte frumoase cele care le-am fost. Lumea este foarte primitoare, să fim și noi, să zâmbim cât mai mult și să ne bucurăm de viață. Mulțumesc foarte mult! Tatiana, tu ce ai de zis? Călătoriți! Studiați limbile și promovați valorile naționale. Asta zic și eu, promovați și mândriți-vă că sunteți din Republica Moldova, dar nu vă opriți să luați ce este bun de peste hotare și aduceți la noi în țară. Eu, Elena Vorotneac, vă spun pe marțea viitoare, data viitoare ne întâlnim cu o domnișoară care a cucerit lumea, prima domnișoară din Republica Moldova, care a cucerit lumea în cadrul unui concurs. Despre ce este vorba, aflați marțea viitoare cu Elena Vorotneac și probabil va fi și Alex Mistiriu. O seară bună! Mulțumesc mult! Vă doresc numai bine. Întâlniri cu prietenii. Întâlniri cu prietenii. Întâlniri cu prietenii.